Vă salut și bine v-am găsit la un nou video, un video care astăzi îl voi face dintr-o grădină zoologică. Stați aproape să vedeți frumusețile acestei grădini. Mă aflu la grădina zoologică din Oradea și vreau să împărtășesc împreună cu voi aceste minunate creaturi care le vom găsi în această grădină și experiențele prin care vom trece. Haideți să vedem! Ce avem noi aici? Începem cu căprioarele. Ce animal e ăla? De acolo... Ciucaș. Auzi. Nu puteam să trecem pe lângă rațe. Ia uite boboci mai mici. Foarte fain. Am ajuns la un cerb mai mare. Și am prins aici niște antilope cu corne spiralate, chiar la programul de amiază. Își fac somnul de frumusețe. Ia uitați la cine am ajuns aici, la suricate. Ce faceți suricatelor? Hâți? Sunt foarte atente la sunete. Ăștia spui. Ia uite că sunt și acolo pe jos. Ia acum mai văd că sunt tare camuflabil, dar de-abia se vede. Uite, ia. Hai bă la pireu aici, ia uite, ai pireu de fructe. E cald, e sputuros acum. Ce faci, băi? Tu ești cel mai curajos. Ia uite aici un capibara, nu? Cred că e animalul din ăla. L-am prins chiar la strand aici, când face baie, uite. Ei, Camila! Camila, care cu siguranță îi place aici la noi, că e mai cald, e mai recore ca în deșert. Și am ajuns și la țarcul lamei. Lamă care nici nu ne bagă în seamă. E atrasă de altceva. La pauza de masă. Mi-a venit masa. O altă cămilă, asta se pare că e mai tânără.
și lângă un țarc cu niște antilope. Hai să vedem ce fel de antilope să stea. Uite, aici ne arată antilopă Adax. Ei, am ajuns la uși. Păi ce faceți, băi? Ei, ursulică, ce-o păcăli burta. Oile cu coamă. Seamănă mai mult cu niște capre. Se pare că la leoparzi acum e ora de somn. Îl lăsăm să doarmă. Ei, și am ajuns și la reje. Leii văd că stau și aici la umbră. Hai, mă, zi ceva, mă. Te obosește căldura. Țiți miau? Țiți? Nu știe. Ei, și am ajuns și la tigru. Ei, ce fain, uite. Foarte fain asta. Ce culori faine are pe el. Hai, mă, ridică-te, mă. Aici, paradisul maimuțelor. Uite, fructe, banane, portocale. Ce faceți, băi? Șoric? Băi, șorici? Șorici? Da, ce interesant să știți. Ce mai prietenoși de până acum. Ia, lași pe piticul ăsta. O, băi! Ce faci, băi? Să jucăm și tare. Uite că sunt pe mai multe dimensiuni aici, mai mari, mai mici. Asta e pui de Tarzan. Ea le place să facă spectacol.
Aici e cea mai faină zonă. Astea sunt cu distracția și cu voia bună aici. Ce simpatici sunt ăștia, uite. Asta de ce vrea să mănânce ceva salată, ia. Și am ajuns și la capra cu triez și cu iedul cel mai micuț și cel mai cuminte. Așa e, mă, că tu ești cel mai cuminte. Cam aceasta a fost plimbarea prin zoo, până la un nou video, toate cele bune!